în, la momentul respectiv. Dar și ce sigur că de-a lungul atunci, la 30 bine, de ani, bine m-a recomandat. Văd mulți tineri astăzi care și-ar dori probabil o responsabilitate. Dar vreau să vă spun că înainte de a da cetățenii votul, nu-l dă numai pe bază că ești tânăr și... Nici într-un eu, caz, tinerița nu e neapărat un atu în administrație. Am fost și n-am rămas în continuare că în 2000 a trebuit să cesionez firma efectiv. Am fost un prosper om de afaceri în oraș care înainte de a finaliza facultățile de la Cluj, m-am ocupat efectiv încet încet de la zero, de la mic, de la chiar foarte mic comerciant și am dezvoltat o rețea de un business care n-are legătură cu viața publică, cu contracte, nu am ca alți contract, nu că e un atu, felicit pe cei care pot să facă contract cu statul și cu spitale și cu bine, case de copii. Bine, cineva trebuie și... să câștige și acele proiecte. Sigur, acele sigur. Investiții eu nu, eu am, executate. Am ieșit din această zonă, n-am... Nici n-ați avut probleme de genul acesta. Nu vreau să, să implic, știu eu, lucrurile. Dintr-un principiu, dacă vreți, nu-mi este o prioritate... Și nu fac din avem avea... un prim telefon să vedem dacă este de la Beclean sau din Bistrița, am cer scuze că vă întrerup. Haideți să vedem cu cine stăm de vorbă. Spune-mi bună seara. Să trăiți, domnul director, tovarășul Bolțean, să trăiți, domnul primar. Nu știam că v-ați mutat la Beclean. Să trăiți, domnul primar. Mi-a fost dor de dumneavoastră, cu mult respect. Și la mulți ani, că anul ăsta nu ne-am auzit. Îți mi-ați ajut, domnul primar. Îți mi-ați ajut. Aoleu, de ce? Am auzit că vă ia clădirea primării, ministrul culturii. Ce trebuie să facem? Ce bine informat e domnul Bozan. Ministrul culturii? Nu se clădirea primăriei. Dumneavoastră când ați reparat-o, nu știu că e monument istoric. Acum, nu iertați-vă. N-are cum să ne o ia, nu. Nu? Nu, nu. Altă treabă. Domnul primar, puteți să-mi spune la mie suprafața agricolă a orașului de Chiar, cât au fost cultivate, cât au rămas în paragine. Vă rog să-mi spune. Noapte bună. Noapte bună, domnule Bozeșan. Ce curiozitate are domnul Bozeșan, ca întotdeauna, așa, punctual. Clădirea primăriei și suprafața agricolă a Becleanului. Deci, dacă sigur, poate fi vorba de agricultură la Beclean. Din cele 5.000 și ceva de hectare, nu-mi dau seama exact cam cât este arabil și sigur știu, să spunem așa, cât ar fi arabil, dar chiar un calcul a tot ceea ce e necultivat... Cred că numai domnul Bozeșan... Are un substrat, întrebarea domnului chiar... Bozeșan. Sunt pământuri mănoase în zona Becleanului. Asta o știm. Chiar... Dar nu știu în ce măsură se mai practică legumicultura în zona Becleanului. La nivelul de la Șintereac, spre exemplu, sau din alte... Sigur... Nimigea, știm legumicultori de notorietate a județului. Nu știu, lângă Beclean, dacă noi se avem, mai întâmplă... Noi avem oameni foarte harnici. Cetățenii din orașul Beclean sunt foarte harnici. Și mai mult decât atât, întotdeauna n-au avut foarte multe hectare un cetățean și nici nu au foarte multe, multe hectare. Din cauza că a fost foarte puternic Herghelia în zonă, da, a fost da, da. Apoi acele grădini. Aveați combinat, mergeau și la serviciu oamenii, exact. Nu? Era, exista ceva, era industrie la Beclean pe vremea. Era și un CAP foarte puternic, dar... Eu cred că ca proprietar foarte puternici nu de terenul deci nu cred fost. Că agricultura e principalul actual Becleanului. Nu, nu. Și cât... Un nou telefon. Nu uităm de clădirea primăriei să vorbim și de aceea puțin. Bună seara, un nou telefon. Alo. Bună seara. Bună seara, Ciui mă numesc. Domnul Ciui? Da. De la Bistrița? Exact. Vă ascultă. Am o rugăminte. Vă rog. Aș vrea să întreb pe domnul primar dacă la Coldău, cartier al orașului Beclean, se face canalizare și când și dacă șoseaua, deci asfaltul se va continua până în capăt, unde e început și a rămas undeva, știe dânsul, și dacă se va mai continua și când. Atât e singura atât, întrebare? Atât, aveți proprietăți pe acolo, nu, domnule? Exact. Am înțeles. Bun, da. Da, o seară foarte, bună, mulțumim. E foarte bună întrebarea, mulțumesc pentru întrebare. Vorbeam în prima fază că una din prioritățile și așteptările cetățenilor este canalizarea și deja primul tronson s-a făcut. Nu, primul tronson nu a prins efectiv localitatea Coldău, dar în etapa 2, master planul care e finanțat, susținut, nu finanțat neapărat, dar susținut în foarte susținut, să spun, de Consiliul Județean care
văd că toate proiectele le-a preluat și... Deci susținut cu adevărat, adică le, și... Nu, au chiar un succes în zona asta, chiar acum avem în derulare efectivă cu deșeurile. Și asta e un lucru care va aduce un plus județului. Etapa și a doua, să înțeleagă etapa domnul, a doua când va fi la va Coldeu? Fi unde, în funcție de când se va face licitația. Deci nu neapărat nu am date, v-am zis, se ocupă Consiliul Județean, dar exact. Am încredere că va începe foarte repede. Trendul e pozitiv și asta e bine. E foarte bine și atunci este prins, cred că, 400 de... nu vreau să greșesc, dar sigur o mare parte din drumul principal este prins cu canalizare și asfaltarea, vreau să vă spun, sigur anul ăsta 2010, domnul Ciui, e un an care trebuie să-l gestionăm foarte atent cu fondurile, că nu le prea avem. Nu numai noi, se confruntă toată țara. Și nu cred că ne putem... Dar la ce asfaltare, mă scuzați? Am asfaltat... Eu știu că este nu, la nu, stradă. Nu, nu, sau nu, sunt nu. Anumite străduțe... Partea de stradă, deci partea de stradă este lăturanice. Super asfaltată. Păi exact, așa au fost norocul celor care au stat la stradă. La DN17. Dar noi am început și centru, practic acolo pe acea stradă. Deci acolo nu este asfalt. Cetățenilor din Coldeu. Este asfalt undeva, nu știu exact dacă nu... 600 de metri și ar mai fi o porțiune de 500-400 de metri ca să facă, să unească cu șoseaua națională. Și sigur este de responsabilitatea noastră să facem deci, acea porțiune, sunteți și primarul dar Coldeului. Nici într-un caz, da, nici într-un caz anul ăsta. N-avem cum să facem nicio asfaltare. Și mai ales că vine canalizarea. Deci acum nu e în clar. 2010, dar ceva proiecte nu. Aveți după, imediat după canalizare, nu, imediat după canalizare, imediat după ce realizăm canalizarea acolo, că avem experiența că totuși canalizarea face câteva defecțiuni, păi strică. Face multe, la noi pe centură e dezastru din cauza canalizării. Strică puțin asfaltările și atunci ar fi incorrect acum când avem deja finanțarea și o certitudine. Să lucrați ca la Beclean. Știți că e o poveste. Facem ca la Beclean. Nu, dar știți la ce se referă povestea. Da, 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 da. Era vorba de spitalul acela. Da, am înțeles. Special. Dar mai glumim și cred că ați gustat gluma. Nu uităm de clădirea primăriei. Ce e cu povestea aceea? Că nu, voia nu. Ministerul Culturii sau că ar trebui retrocedată unui grov? Nu știu, felul de speculații sunt cu clădirea nu, primăriei. Eu nu mai despre știu. Ce din vorba? 2006 s-a asistat acest subiect, n-a mai fost repus pe rol, cred că au și trecut toate termenele. De fapt, este o clădire dintre asta prinsă în patrimoniu cultural monument, național. Exact, e un monument istoric, dar nu s-a pus problema. Și dacă cred e monument, că... nu se poate face administrație a, nu, clădire? Sau... Nu cred asta, nu cred. Care ar fi problema? Că voia ministerul, da? Ministerul tot al nostru e până la urmă. Nu, n-are cum să ne ia. Nu o s-o ducă la București. A, nu, n-are cum să ne ia. Cred că e o subtilitate a domnului Bozeșan, ministrul culturii fiind maghiar. Probabil o altă subtilitate. Acel castel fiind a grofului, unui grof maghiar. E o subtilitate, Bethlen, cred. Da, groful Bethlen, da. Bethlen, da. Deci e o subtilitate, dar noi sigur că chiar dacă sunt totuși 18% în Beclean maghiar, noi îi respectăm, avem și viceprimarul maghiar, dar vă garantez eu că fiecare cetățean din orașul Beclean este respectat, dar este și pus la locul la care se cuvine, că adică să avem... nu se pot face abuzuri. Asta nu, niciodată. Adică niciodată, dacă o fi ministru niciodată, maghiar și castelul niciodată. A fost al unui maghiar, hai să respectăm dăm... pe toată lumea de orice naționalitate, religie. Dar așteptați respect. Dar și așteptăm și respect. Și un nou telefon, haideți să vedem. Poate vine și acela de la Beclean, tare m-aș bucura să vedem. Dacă nu se uită beclenarii în seara asta, sigur mâine o să o facă. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Sunteți în direct, de unde ne sunați? Vorbesc din Bistrița, nu cunosc pe domnul primar. Vă rog, nu știu, să mă numesc Chiș din Bistrița. Da, domnul Chiș. Aș vrea să întreb și eu